Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Mă bucur să vă văd după un an de zile. Exact acum un an de zile am fost aici. Sper că vă bucurați să mă vedeți. Bucuria de obicei se vede pe față. Bucuria nu poți să o simulezi. Ea este sau nu este. Dar sunt câțiva care își arată dinții pe aici, așa înseamnă că chiar vă bucurați. Nu mi-am făcut un obicei să vin vara în Phoenix. Nu este un obicei așa de plăcut. Pentru cei care vin din afară, chiar dacă am locuit aici 15 ani, este absolut brutal să vii să te cobori din avion și să intri aici în aeroport. Mi-aduc aminte, eram aici, a venit sora mea, cea mică, avea vreo 16 ani, prin 2007. N-am să niciodată fața ei când s-a dat jos, când a intrat în aeroport, în parcarea aia plină de betoane. Se uita biata de ea la noi, nu știa ce se întâmplă și eram cu un frate care i-a spus, aici sunt niște oameni care pun lemne pe foc. Da, nu te poți obișnui cu căldura de aici, dar este uscată. Sper să nu se folosească aceeași scuză și niad. Da. Noi nu o să știm cum o fi acolo, cu ajutorul lui Dumnezeu. Amin? Un an de zile, sunt aici, cum am spus, nu o să-mi fac un obicei, dar este al doilea an consecutiv când vin la o conferință pastorală în Birmingham, Alabama, va fi conferința și am venit să îmi vizitez pe cei dragi și să fiu împreună cu comunitatea Domnului de aici, din Phoenix. Sunt bucuros să fiu aici și e bine și mi-am făcut un obicei ca în fiecare an să plec și să merg, să stau pe bancă și să ascult. Să predici în fiecare duminică timp de un an de zile nu este o chestie ușoară. Și chestiunea asta te poate dărâma că începi să te iei, chiar să te iei în serios. Și e bine să mergi să stai să-i asculți pe alții mai buni, că te smerește Domnul și te duce acasă și te pocăiești. Și pentru că anul trecut mi-a prins așa de bine, anul ăsta am venit cu toată conducerea bisericii. Adică ei nu sunt încă aici, vor ateriza în Atlanta săptămâna viitoare și am zis că mergem cu toți acolo să ne pocăim cu toții. Cred că unele biserici ar trebui să plătească transportul și cazarea păstorului să-l mai trimită în delegație. Pentru că, să știți, când vine înapoi, vine inspirat. Și de asta sunt în mijlocul dumneavoastră astăzi și săptămâna asta și duminica viitoare. Și mă bucur să fiu aici, cum am spus, a trecut un an de zile. În anul acesta, pe lângă treburile pastorale și ceea ce fac acolo în biserică, am scris și o carte. O carte pe care mi-aș fi dorit să o am și eu la începuturile pocăinței mele, când eram foarte frământat de multe întrebări. Întrebări grele, întrebări complicate despre Dumnezeu și parcă nu, pe vremea aia nu era Google să găsești atâtea răspunsuri. Și acum când am copii adolescenți îmi dau seama cât de necesar este să răspunzi la întrebări grele. Pentru că copilul atunci când începe să se lupte cu anumite întrebări are nevoie de niște răspunsuri importante. Așa că cartea aceasta am numit-o Întrebări grele. Răspunsuri la cele mai comune și controversate întrebări despre Dumnezeu are o conotație de evangelizare, dar nu neapărat, ci are de-a face cu răspunsul la niște întrebări complicate, de ce nu se împlinesc unele rugăciuni, ce înseamnă să nu iubești lumea, cum îl pot cunoaște pe Dumnezeu, de ce Dumnezeu folosește oameni imperfecți, asta e o întrebare care mi-o pun în fiecare zi. Deci este Dumnezeu autor răului și multe întrebări care o să vă ajute la final, dacă o veți dori, voi fi acolo să vă și semnez. Și cred că va fi o binecuvântare pentru voi. Chiar dacă nu aveți copii cu întrebări la muncă, vecinii noștri au o mulțime de întrebări și cartea aceasta, deși are o conotație apologetică, nu are pretenția că tratez din punct de vedere apologetic, nu sunt un apologet, dar cred că vă va ajuta pe mulți dintre voi. Anul acesta, cum spuneam, am fost foarte, foarte ocupat. Biserica noastră experimentează o trezire frumoasă. Toate bisericile care sunt plantate și care merg au viață, că altfel nu poți să
trebuie să împachetezi și să pleci acasă, nu? Anul acesta ne-am bucurat, acum o lună, să sărbătorim un an de zile, să sărbătorim 7 ani de zile, scuzați-mă. 7 ani de zile au fost la noi cei de la BBSO cu Cristi Sonea și cei de la Betania Dublin cu Călin Onițiu. Ne-am bucurat împreună și am sărbătorit faptul că intrăm și noi în clasa întâi. Și cu intrarea în clasa întâi am scăpat de ceva timp de Pampers, da? Cu alte cuvinte, suntem pe picioarele noastre. Dar cu ocazia aceasta este evident vremea anumitor schimbări și am văzut că Dumnezeu lucrează în anumite sezoane, anumite anotimpuri. Am stat 3 ani jumate într-un loc, într-un teatru, apoi ne-au băgat ăștia cu pandemia și ne-am întâlnit într-o grădină la umbra unui nuc. Timp de 3 luni nu a plouat în nicio duminică. Asta este un miracol în România. N-am spus niciodată, predicam pe un platou așa, se vedea undeva Iașu și se vedeau cum veneau norii. Și era o antenă de telefon acolo, pe jumătate era acoperită de nori. Băieții noștri erau gata cu niște saci să pună pe instrumente, pe stație, să nu explodeze acolo ceva. Nu a picurat deloc. Am experimentat niște minuni extraordinare. După 3 luni a venit septembrie, evident a trebuit să ne mutăm, că trebuia să înceapă ploile, frigul. Și de atunci stăm într-alt loc. Suntem, cred că, singura biserică din România care funcționă într-un mall. Punctul zero al Iașului. Și Dumnezeu ne-a dat har. Acum, anul acesta a trebuit să facem 2 slujbe identice, pentru că nu mai încăpeam acolo. Avem unul de la 9 și altul de la 11. Și acum este momentul, credem, în vara aceasta să facem o altă mutare, să stăm într-un loc al nostru, pentru că din toamnă, dacă Dumnezeu ne binecuvintează și mai dă zile, va trebui să facem 3 slujbe și acolo nu se poate. Așa că din toamnă, cu ajutorul Domnului, trebuie să ne mutăm. Și m-am gândit tot timpul, de când m-am mutat acolo și de când am început slujirea aceasta, cum cercetează Dumnezeu pe oameni și în speță cum face Dumnezeu ca o mișcare să aibă o relevanță și să existe un duc de ăsta magnetic care să atragă pe cei din lume, cum se creează o efervescență în biserică, în așa fel încât să nu mai fim așa de plictisiți. Și ca unul care am experimentat și una și cealaltă, vreau să vă spun că totul trebuie să înceapă de la mărturisire și de la pocăință. Da, nu există altă fix, nu este un quick fix, nu pot să vă spun că există 3 pași, 7 pași pe care trebuie să-i facă o biserică să se ajungă acolo. Nu se poate decât cu mărturisire și pocăință. Și am fost extraordinar de binecuvântat să cunosc oameni ale lui Dumnezeu care sunt înaintea mea într-un fel. Pentru că cei ce se aseamănă, se adună și sunt prieten cu păstori a căror lucrări înfloresc și fac ceva extraordinar. Dumnezeu face prin ei ceva extraordinar la ora actuală în România. Și m-am întâlnit cu ei, ne întâlnim pe Zoom cam la 2 săptămâni și discutăm anumite lucruri clare, cum faci, de merge, cum. Și am dat peste un material foarte important și bun al lui Chris Hodges la biserica care merg peste 1 săptămână la conferință. Are o conferință de leadership în ultima săptămână din iulie, pentru păstori numai și cei care se ocupă de biserici. Și materialul acela se numește Freedom, libertate. Este un material pentru grupuri mici și care se predică și în biserică. Și timp de 10 săptămâni în cadrul grupurilor mici se studiază și există niște rugăciuni precise de mărturisire pentru anumite păcate, anumite legături pe care noi, poate inconștient, le-am adus cu noi din familiile noastre, din background-urile noastre, niște lucruri care nu au fost rezolvate în trecut. Și totul se termină cu o conferință, conferința Freedom, care este de fapt o conferință a mărturisirii. Este ceva ce n-am mai experimentat niciodată. Se creează niște echipe și toți care participă la conferință trebuie să vină și să mărturisească cu un consilier, fiecare în privat. Dar a fost deși sună puțin ciudat pentru mintea românului, a fost o experiență extraordinară pentru biserica noastră. Imediat după conferința aceasta, am pornit stăruințe, seri de stăruință pentru Duhul Sfânt și am avut niște experiențe extraordinare.
în special în contextul nostru acolo unde majoritatea sunt întorși de la ortodoxi și majoritari sunt cei de la creștini după Evanghelie. Deci am avut o explozie frumoasă, extraordinară, un reviriment spiritual. Și după perioada aceasta extraordinară, care s-a încheiat cumva în jurul lunii decembrie, ne-am dat seama că avem o mulțime de oameni on fire, în foc, cu putere. Că se vorbea mai devreme de dunamis, da? Puterea, Evanghelia este puterea lui Dumnezeu și mă întrebam acolo pe bancă, oare ce își imaginează oamenii de aici că este dunamisul ăsta? Mușchi? Putere să strigi, să se vadă venele la gât? Putere să te rogi tare? Putere să strângi bani mulți? Putere să ce? Puterea dunamisul de care se sperie diavolul, puterea inerentă a Evangheliei, adică a mesajului, a vestii, a veștii că Iisus Hristos mântuiește și astăzi, este de fapt puterea și singurul lucru care poate transforma un om, care poate să-l ia pe păcătos, să-l spele și să-l facă nu o versiune mai bună, superioară, ci să-l facă om nou. Despre asta este vorba. Și ne-am trezit în biserică, deodată cu o mulțime de oameni care au început să spună, now what? Eu ce fac acum? Ce se întâmplă acum? Și am stat înaintea lui Dumnezeu în post și rugăciune și am zis, Doamne, now what? Acum ce se întâmplă? Ce facem cu oamenii ăștia? Vor să facă ceva pentru tine? Și Dumnezeu, prin prezența Lui, m-a cercetat să pornesc o serie de predici și un studiu specific pentru grupele mici și pentru predicarea în biserică, care să vorbească despre influența pe care o avem noi. Ceea ce mi-a spus Dumnezeu în mod intim, o cercetare personală pe care nu o uiți niciodată, este faptul că ceea ce s-a uitat în biserica contemporană, română, pentru că sunt român și asta mă interesează. Da? Nu mă uit la alții să critic, mă uit la alții întotdeauna să învăț. Asta este cheia progresului. Dacă te uiți să critici, rămâi la critică și la minus. Dacă te uiți la plusuri, ce spune Pavel, luați ce este bun. Uită-te la plusuri. Biserica română, contemporană, trăiește și experimentează o stagnare, tocmai prin faptul că noi nu am înțeles și nu am conștientizat și nu lucrăm ca niște oameni ce influențează pe alții. Marea majoritate a creștinilor din ziua de azi nu vor să spună la muncă că sunt creștini. Nu? Că ce, îi scade salariul, nu știu cum se uită oamenii la ei și așa mai departe. Și nu am înțeles ce important este ca să lucrăm ca niște influenceri. Mulțumesc. Să lucrăm ca niște influenceri. Și chiar studiul acesta pe care l-am intitulat Influencer, este era influencerilor, tinerii știu ce spun. Adică oamenilor care fac bani prin contentul lor pe platformele media. Și ăștia influențează o mare mulțime de oameni. Nu? Vom vorbi despre unii dintre ei, poate diseară, dar ceea ce am înțeles din partea lui Dumnezeu este că suntem aleși pentru a lucra intențional în răspândirea împărăției și a influența pe ceilalți. Intenția Domnului, ascultă-mă bine ce spun, nu a fost niciodată numai să te salveze. Mulți dintre noi așa ne comportăm. Omule, să intre în apă botezului amărâtul ăsta pentru care mă rog. Și după aia Dumnezeu cu mine, numai cu în apa botezului să intre. A, și ăia care mai cred și în cealaltă, să-l fie botezat de Domn. Dacă l-ai botezat, i-ai pus tresele, gata, direct în cer. Noi așa ne comportăm. Deci este total fals. Pentru că să spun ceva, dacă țelul suprem al lui Dumnezeu era să te botezi, păi eram luați din apa botezului ca Elie, într-un car de foc. Nu? Ce sens mai are să stăm aici și să ne luptăm cu bătrânețile, căruntețile, cheliile și așa mai departe? Burțile, era să spun burțile, scuze. N-are niciun sens. N-are niciun sens. Dumnezeu nu ne-a ales numai pentru ca să ne mântuiască, numai ca să ne salveze. Intenția Lui este
ca noi să devenim ucenici care la rândul lor fac ucenici. Despre asta este vorba. Asta îl interesează pe el. De asta a stat 3 ani jumătate cu ucenicii aceia, căpoși, intransigenți unii dintre ei, nu? Unii cu fitilul scurt, cum suntem și majoritatea dintre noi, slavă Domnului, care are mare, mare răbdare cu noi, nu? Discipoli care nu se mulțumesc cu călduțul, ci vor ceva fierbinte, cum e acum aici, afară în parcare. Vor ceva fierbinte. Sunt aici oameni care au experimentat fierbintele, au experimentat puterea lui Dumnezeu și nu vor să se lase mai prejos, nu vor să trăiască așa în călduți. Odată ce ai experimentat prezența lui Dumnezeu, nu te mai interesează nimic altceva. Nu mai există niciun lucru care să te, wow, să te facă să te simți nu știu cum, să-ți dorești, să fii primit, să fii acceptat. Odată ce ai simțit prezența lui Dumnezeu, ai simțit acceptarea adevărată. Dar noi nu ne mulțumim doar cu puțin, ci vrem tot ceea ce a pregătit Domnul pentru noi. Însă să vă spun ceva, parcă se spunea ceva aici mai înainte. În starea noastră din fabrică sau by default, noi suntem tot timpul în tendința să luăm o pauză, să fim așa într-o lâncezeală, într-o inerție, într-o apatie. Și noi românii avem o caracteristică importantă pe care trebuie să o înțelegem și să o combatem. Nouă românilor ne place critica. Românul s-a născut critic. Că e literar, că e de meciuri, nu contează. Românul știe mai bine despre toate. Da? Și critica nu este a noastră personală, cum ne invită Sfântul Apostol Pavel în Corinteni, ci este întotdeauna celui de lângă noi. Da? Așa că vom vorbi zilele acestea, dacă Domnul va da har, despre rolul nostru în societate astăzi și care este soluția, cheia pentru ca ceea ce avem aici să se transforme în ceva puternic prin care Dumnezeu să întoarcă pe oameni la pocăință. Studiile spun că un om normal întâlnește într-o viață 10.000 de persoane. Okay? O persoană care lucrează cu publicul, doctor, nurse, profesor, pastor, un slujitor în biserică, 80.000 de persoane într-o viață. Omul normal cunoaște 600 de persoane. Asta e capacitatea lui să cunoască. Cunoaște înseamnă să știe numele, să știe despre copii, să știe cu cine este căsătorit. Da? Ceva informații. De ce este important să reținem informația asta? Pentru că orice persoană care ți-a atras atenția și te-a făcut ulterior să-ți aduci aminte de ea, este o persoană care te-a influențat. În bine sau în rău. Da? În aceea statistică se spune că omul râde de 13 ori pe zi. Da? Duminica, noi ar trebui să râdem de 13 ori din parcare până aici. Și ar trebui toate bisericile să aibă, mai ales voi aici, că aveți portocal și lămâi, să aibă acolo un afiș la intrare, da? Dăm jos afișul biblic, că ăla trebuie să scrie pe inimă, și să scrie așa, noi nu mâncăm lămâi în parcare. Ok? Dacă încă nu ai râs astăzi, e ceva problemă spirituală cu tine. Pentru că se vorbea aici de bucurie. Bucurie este roada Duhului Sfânt. Bucuria nu este fabricată, nu trebuie să vină aici cineva să ne facă pe noi să râdem. Noi ar trebui să fim bucuroși oameni buni. Că nu este nimeni mai bucuros pe pământul acesta decât omul care l-a cunoscut și a experimentat prezența lui Dumnezeu. Nu-i așa? Deci 10.000 de persoane care pot fi influențate de tine. Wow! Te-ai gândit la asta? 10.000 de persoane. Știți ce îmi spune mie asta? Că în clipa când voi intra în cer, în spatele meu, bine, noi care vorbim în public avem mai mulți, dar înțelegeți ce vreau să spun. 10.000 de oameni
Mi-e frică să mă gândesc câți or fi în spatele meu. Mi-e foarte frică. Pentru că fiecare dintre ei va avea ceva, o nuanță din culoarea mea. Te-ai gândit vreodată la asta? Fiecare dintre ei va avea ceva din culoarea ta. Adică tu influențezi într-o viață de om 10.000 de oameni. Vezi? Dumnezeu ți-a dat o influență și o datorie ca să o administrezi bine. Tot Noul Testament vorbește despre asta. Noul Testament este un blueprint a ceea ce noi trebuie să facem cu influența pe care am câștigat-o când am fost mântuiți de Dumnezeu. Cumva s-a pierdut în mesajul nostru esența. Ceea ce vorbește apostolul în Evrei, băi, voi tot la botezuri ați rămas, la punerea mâinilor, la fuste, batice, textile și așa mai departe? În loc voi să treceți în partea aia la altă, care? Cum să influențezi pe alții pentru Hristos? Cum să faci ucenici? Pentru că despre asta este vorba, nu-i așa? Și acum vreau să citim un verset și să trecem la treabă. Se găsește în Ieremia 15 și spune așa. De aceea așa vă vorbește Domnul, dacă te vei lipi iarăși de mine, îți voi răspunde iarăși și vei sta înaintea mea. Dacă vei despărți ceea ce este de preț, de ce este fără preț, vei fi ca gura mea. Ei să se întoarcă la tine, nu tu să te întorci la ei. Ei să se întoarcă la tine, nu tu să te întorci la ei. Ieremia 15:19. Ce spune versetul ăsta? Și nu căutați în Biblie că este în aia catolică, da? Da? Avantajul predicatului că poți să ia ce versiune vrea el. Dar vă spun, din punct de vedere gramatical, este tradus corect. Da? Și mie mi se pare cea mai aproape tradusă de King James. Da? Este că dacă te apropii de Domnul, în loc tu să fii influențat de lume, tu influențezi pe alții. Tu devii un om care influențează pe ceilalți. Suferim în ultima vreme de asemănare cu lumea. Da? Și nu vreau, când auzim de asemănare cu lumea, nu vreau să ne gândim la clișeile pe care le-am auzit zeci de ani. Că asemănarea cu lumea înseamnă ceas, fâș și freză. Că asta însemna asemănarea cu lumea 30-40 de ani în urmă. Nu. Înainte să vorbim despre cum ar trebui să arate, haide să vorbim despre mentalitatea de consumerism, luptele pentru putere. Asta înseamnă asemănarea cu lumea. Despre asta vorbește apostolul. Închinarea la vedete. Nu-i așa? Asta se întâmplă în vremea noastră. Sunt lucruri care diluează puterea mesajului. Și astea sunt, din păcate, prezente în creștinismul modern. În Noul Testament, Pavel face o afirmație interesantă corintenilor. Spune, potrivit cu limitele ariei de lucru pe care ne-a repartizat-o Dumnezeu, care ajunge chiar și până la voi. 2 Corinteni 10:13. Pavel vorbește de o arie, de un teren de lucru care i s-a încredințat fiecăruia. Pentru aia vei fi tras la răspundere. Voi fi tras la răspundere. Pentru bucata aia de pământ. Pentru bucata aia de pământ. Despre asta este vorba. Țineți minte pe eroul Vechiului Testament care s-a luptat pentru un ogor de fasole și i-a bătut pe inamici? El a știut că aia e încredința lui Domnul. Imaginea extraordinară pentru noi este că fiecare de aici avem o arie, avem un teren, avem un ogor pe care trebuie să-l păzim, pe care trebuie să-l lucrăm. Și vreau să personalizez asta ca să mă înțelegi mai bine. Cu 11 ani, Dumnezeu mi-a făcut o chemare specifică. Mă duceam spre România, trebuia să aterizez în Iași, pentru că mergeam cu tinerii de la biserică în Negrești, în Vaslui și aterizam în Iași. Și când eram deasupra Iașului, am simțit că Dumnezeu îmi vorbește și îmi dă o chemare specifică pentru a mă muta acolo și a începe o biserică. N-am să uit niciodată, în România, în zborurile locale, de exemplu București, Iași, se zboară cu ATR-ul. Dacă nu știți ce e ATR-ul, are elici, așa cum e avionul copiilor. Da? Zici că acum, gata, te pocăiești. Noroc că durează 50 de minute zborul București-Iași.
că te mărturisești și ce n-ai făcut. Da? Te spui, Doamne, nu mai lasă-mă să trăiesc acum și o mai vedea eu. Și când eram acolo, uitându-mă la elicele alea care aproape că se dezintegrează, am simțit și am avut un dialog important cu Dumnezeu. Mi-a vorbit clar, am înțeles că trebuie să mă întorc înapoi în orașul ăla, să influențez pe oameni. Și în momentul acela am avut o experiență, cum unii vorbesc, înainte să mori ai experiență și îți trece toată viața prin fața ochilor și totul a făcut sens. Deodată, într-un instant, totul a făcut sens. De când eram prunc, prorocia care am primit-o în casa lui bunică meu, care era proroc și mi-a zis la 13 ani când mă duceam pe acolo și mi-era frică să nu mă dea de gol, că eu numai bun nu eram, și mi-a spus exact ce se va întâmpla în viața mea, cum Dumnezeu va lucra prin mine, totul a făcut sens. Într-un instant. Și Dumnezeu mi-a vorbit prin cercetarea aceea și am înțeles, de fapt, că sunt responsabil pentru influența pe care am primit-o. Și că trebuie neapărat să am grijă de cei care sunt în jurul meu. Am înțeles lucrul acesta, și deși n-aveam nimic, deși nu vedeam cum este posibil, Dumnezeu a făcut lucrul acesta și lună de la lună lucrurile au început să se schimbe, El a închis ușa și a deschis pe altele și am înțeles până la urmă ceea ce Dumnezeu a avut în viața mea. Am crescut spiritual cel mai mult din momentul când am înțeles care este scopul meu aici. Că scopul meu nu este neapărat să arăt bine în fața oamenilor, ci scopul meu este să influențez puternic, pregnant pe cei din jurul meu. Totul începe din casa ta și apoi cu cei apropiați de tine. Asta a fost misiunea și astăzi când mă uit, anul acesta am sărbătorit al 100-lea botez, 100 de persoane care s-au întors la Dumnezeu, majoritatea dintre ei ne-evanghelici, veniți de Domnul știe de pe unde. Și am înțeles de fapt ce important este să realizezi ce trebuie să faci cu influența pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Despre asta este vorba. Și Pavel merge mai departe și spune, potrivit cu limitele ariei de lucru pe care ne-a repartizat-o Dumnezeu, care ajunge chiar și până la voi, dar continuă, spune așa, dar avem speranță că în timp ce credința voastră crește, atenție mare, lucrarea noastră va fi lărgită și mai mult prin voi. Pavel întotdeauna m-a demontat complet. Nu i-a păsat cât de mulți vin la predicile lui sau cât de mulți followers are. Știți ce l-a interesat pe el? Pe el l-a interesat să crească împărăția, nu neapărat prin el, ci prin cei care s-au întors datorită lui. Wow! Extraordinar! Ce puternici putem fi dacă înțelegem lecția asta. Ce important este să dăm greutăți oamenilor și să-i lăsăm să meargă, să facă treabă Domnului. Să le dăm șansa să greșească, cum am greșit și noi. Asta evident înseamnă, sigur, înseamnă durere. Pentru că în clipa când ai încredere, cu siguranță vei fi trădat, vorbit de rău, pe la spate înjunghiat, dar este ok, pentru că asta s-a întâmplat de la Mântuitor până la ucenici, oamenii care au transformat cu adevărat lumea. Cu alte cuvinte, ce spune Pavel aici, este așa, nu este suficient că Evanghelia a ajuns la voi. Dumnezeu nu e mulțumit neapărat că tu ești astăzi în biserică. E bine, dar aici trebuie să fii. E ca și cum tu ești mulțumit că ești acasă la tine. E normal să fii acasă la tine. E normal să fim în biserică, oameni buni. E normal, e casa Domnului, e casa noastră. Dar nu trebuie să ne mulțumim cu atât. Evanghelia asta, spune Pavel, trebuie să meargă mai departe. Observați, cel care a inițiat-o este Iisus, pentru că Domnul i-a făcut chemarea lui Pavel să meargă în Corint. Zice, El mi-a făcut mie chemarea aceasta. Așa cum vorbeam mai dimineață, eu am primit chemarea aceasta pentru Iași, dar ea nu poate să rămână numai la tine. Ea trebuie să meargă mai departe. Și mă uit peste voi și sunt recunoscător Domnului pentru slujirea voastră. Mă bucur pentru impactul pe care l-ați avut până acum, pentru că trebuie să vedem lucrurile bune, spuneam mai devreme, nu numai pe ale rele,
Mă bucur că Dumnezeu a transformat viața ta, ai scăpat de adicții când ai fost mântuit, nu ai crescut spiritual, ai fost restaurat. Atmosfera în casa ta s-a schimbat. Când te-ai pocăit cu adevărat, când ai experimentat prezența, nu când ai venit la biserică sau că te-ai botezat, nu, când ai experimentat cu adevărat prezența, când te-ai întâlnit cu Hristos, atmosfera în casa ta s-a schimbat. Sunt convins că celor din jurul tău le place mai mult de tine acum decât le plăcea, nu-i așa, înainte. E extraordinar, dar nu este suficient. Nu este suficient. Tu trebuie să lărgești împărăția prin mărirea influenței tale. Prin felul cum influențezi pe ceilalți. Și întrebarea la care trebuie să răspunzi astăzi, în lumina ceea ce am citit, ceea ce spunea Pavel, care este aria de influență pe care mi-a atribuit-o Dumnezeu? Care este? La câți oameni trebuie să ajung eu? Mă responsabilizez îndeajuns, pentru că, să spun ceva, odată ce ai primit lumina, trebuie să o dai altora. Cum spunea Vrumbran, dacă ai gripă, o dai, dacă nu ai, n-ai ce să dai, frate. Știi că ai gripă dacă dai la alții. Dacă n-ai gripă, n-ai ce să dai. It's just a cold. E ok. Sau cum spune românul, ai băut, trece sau te-a tras curent, nu? Încă nu știu cum se traduce în engleză, cu trasul curentului ăsta, după 15 ani de America, n-am reușit să... Ok? Dacă ești creștin, trebuie să mă lipsești pe altul. Ai cum, nu se poate. Este imposibil, este obligatoriu. Și Pavel spune, dar avem speranță că în timp ce credința voastră crește, lucrarea noastră va fi lărgită printre voi ca să putem vesti Evanghelia și în țările de dincolo de voi. Adică, e foarte simplu, ca să ajungi la țările de dincolo, trebuie să se întâmple aici, în primul rând. Trebuie să înceapă cu inima ta, cu cei din area ta de influență și apoi când the core, când este numărul important, atunci mergem și în părțile celelalte. Așa că lărgirea împărăției contează foarte mult de fiecare dintre noi și cum înțelegem noi lucrul acesta. Ca să poți să faci o diferență, trebuie să înțelegi că ești ales de Dumnezeu să influențezi pe ceilalți. Să fii, cum spuneam mai devreme, un influencer, dar nu de asta cu followers sau cu fans, ci unul care lărgește împărăția. Dumnezeu ne-a dat fiecăruia dintre noi o misiune precisă, precisă. Experimentăm, cum spuneam, un miracol la Iași, acolo, în capitala religiozității și a idolatriei din România. Pe toți musafirii care vin la mine, îi duc la mitropolie, la Paraschiva. Ai râs, dar e adevărat. Intră acolo și vezi cozile alea și oamenii sunt credincioși, oameni care stau la cod acolo, ei au o credință. Nu trebuie să-i batjocorim, să-i... Dar eu vreau să merg să le arăt ce scaun este acolo. Și cu atât mai mare sunt biruințele noastre, având în vedere atmosfera religioasă care este acolo. Dar vedem miracole acolo în fiecare zi, căsnicii restaurate, adicții care au fost rupte, fii risipitori care se întorc acasă. Însă, pentru asta trebuie toți să fim serioși cu influența pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Dacă este un mesaj care vreau să-l auzi din partea lui Dumnezeu în dimineața asta, Dumnezeu vrea să-ți mărească influența. Indiferent ce vârstă ai, nu-mi pasă dacă zici că e pensionar, gata, numai influența mea e la portocale afară, în grădină, nu. Nu, Dumnezeu vrea să-ți mărească influența. Acolo unde ești, în poziția în care ești, ai un vantage point unic, adică ai un loc specific pe care numai tu poți, numai tu l-ai. Prin toate experiențele prin care ai trecut, în bagajul acesta care l-ai, ai o particularitate unică și poți avea o influență deosebită pentru lărgirea împărăției. Am plâns de bucurie când am văzut cum Dumnezeu lucrează în mijlocul oamenilor care își iau în serios rolul. Atunci când mi-am dat seama că Dumnezeu lucrează cu putere prin oameni care îl iau în serios pe Dumnezeu, am înțeles că trebuie să mă investesc mai mult
în oamenii din jurul meu. Oriunde ești tu, trebuie să influențezi pe ceilalți. Și ai să spui cu ce să fiu eu influență. Poate spui exact ca Moise. Țineți mână, minte, Moise spune, Doamne, eu, când i-a făcut Dumnezeu chemarea, cu ce? Sunt emigrant din Egipt, am fugit, sunt, cum au venit mulți români, azilanți, nu? Sunt azilant, refugii, stars. Dacă mă duc acolo, mă bag ăștia în pușcărie, cu ce să mă duc, Doamne? De 40 de ani sunt aici, la oie. Și Dumnezeu ce îi spune? Ce este asta din mâna ta? Un toiac. Cu ăsta călăuzesc oile și bat lupii. Sau leii, sau ce mai fi pe acolo. Cu ăsta du-te. Care e lecția pentru noi? Ce știi să faci bine? Că Moise era un... Dacă nu era păstor bun la oi, nu putea fi păstor bun în Israel. Clar asta. Nu-l ținea Ietro acolo pe considerente de nepotism, că era gineresul, nu? Îl lăsa să stea la cortul și angaja pe unul bun. Că oile pe vremea aia erau viața. Nu? De acolo trăiau, era businessul lui. Moise era un păstor bun, un cioban bun. Și Domnul îi spune, cu aia pe care tu știi să faci cel mai bun, ăla trebuie să-l pui la dispoziția lui Dumnezeu. Noi nu suntem chemați să fim mediocri sau slăbuți. Oh, a mers așa. A merge și așa. Merge și așa. E ok. Slavă Domnului. Slavă Domnului că cântă cineva. Dar a scârțit că am zis că nu mai folosesc Q-tips în viața mea, că m-a terminat. Ah, slavă Domnului că... Nu. Nu. Atenție mare. Ascultați-mă ce vă spun. Excelența îl onorează pe Dumnezeu. Când vorbea de primele roade erau cel mai bun. Ce era cel mai bun? Aia trebuia să aduci. Nu mielul fără un picior strâmb, hai că merge și așa. Nu. Nu. Ce ai tu mai bun trebuie să pui la dispoziția lui Dumnezeu. Nu știu ce ai, fiecare dintre voi trebuie să știe. Toiagul care l-ai în mână. Cu ce ai în mână? Cu ce ești deprins? Moise avea un băț. Cu ăla trebuie să-l slujești pe Domnul. Da? După amiază vom vorbi despre sfera noastră de influență și abia aștept să descoperi pentru ce ai fost așezat, acolo unde ai fost așezat. Dar ascultă, tu ai cel mai important mesaj din lumea asta. Cel mai important mesaj. Vestea cea bună, cea mai luminoasă. Iisus Hristos este speranța lumii. El salvează și astăzi. Cu toții am văzut cu groază ce s-a întâmplat acum câteva luni în Turcia și în Siria. Imaginile alea înfiorătoare vor rămâne întotdeauna cu noi. Oameni care stăteau liniștiți și dormeau la 4 dimineața în paturile lor. Liniștiți, fără nicio grijă. Au fost striviți cu tot cu familii, blocuri complet dărâmate. Ați văzut ce nenorocire, un coșmar. Now, imaginează-te că ești la 3 dimineața într-una din zonele acelea din Turcia și te trezește Dumnezeu. Hai să ne imaginăm. Foarte ușor. Și îți spune așa, du-te și anunță-i pe toți că într-o oră va fi un cutremur devastator să iasă acum din case. Ce faci tu? Te speli pe dinți? Îți faci o cafea? Verifici Facebook-ul? Hai să vedem ce mai spun. Hai să mai vedem ce s-a mai întâmplat. Nu! Ieși pe străzi și strigi. Iei pe toți vecinii, bați în ușile, rupi, strigi cât poți tu de tare, ieșiți afară că vine nenorocirea. Ieși în stradă și claxonezi în mașină. E bine, Scriptura afirmă că, prin cuvântul lui Dumnezeu, că vine o zi în care oamenii vor fugi la munți și vor spune... Cădeți pe noi ca să ne acoperiți. Ascundeți-ne de mânia lui Dumnezeu. Peste pământ va fi pustirea pustirii. Haideți să vedem de fapt ce spune Petru despre asta. Ziua Domnului se va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Va arde. Ce putem face noi? Deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice. Marele cutremur, marele incendiu.
Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă, evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei Domnului în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului? Auziți? Nu trupurile de pe pământ, vorbește despre trupurile cerești. Alea, așa de tare va fi căldura. This is serious. Ce spuneam aici este, are o importanță colosală. Lucrurile astea se vor întâmpla poate la noapte sau peste 100 de ani, Domnul știe. Dar se vor întâmpla pentru că este scris. Credeți lucrul ăsta? Cine crede să spună amin? Câtor oameni le-ai spus chestia asta săptămâna trecută? Păi am spus amin. Înseamnă că credem. Credem că într-o oră, un ceas, ceasul profetic, vine ziua când totul va pieri. Înseamnă că ori nu crezi, ori ești mut, sfios, sau nu crezi că este urgent. Oameni buni, dacă venim aici și rostim numele Domnului, trebuie să luăm în serios toate avertismentele Domnului. E foarte interesant că suntem așa de selectivi în adevărurile pe care le credem și le practicăm. Astăzi vorbim despre asta, astăzi vorbim despre... În principal vorbim despre noi. Cât de greu ne este nouă, cântările noastre asta spun. Am auzit că cântați despre ploaie și furtună. Când a plouat, frate, ultima oară aici la voi? După ploaie și furtună va veni o zi mai bună. Care că voi aveți numai zile bune aici? Amen, I'm sorry, pot să vă vorbesc asta, că eu am trăit aici. Voi aveți numai zile bune aici? Și voi cântați despre ploaie și furtună? O, Doamne, ai milă! O, Doamne, ai milă! Că v-au dat 300 și ceva, Tată Ceresc, 300 și ceva de zile de soare. Voi aveți zile grele aici, dar ne place să ne plângem de milă. Pentru că e vorba numai despre noi. În ecuația asta e vorba numai despre noi? Come on, people! Pot să vin aici să vă predic lucruri frumoase, vă spun. Mă, destul de bunut sunt la asta, vă spun și vă... Dar interesul meu nu e asta, interesul meu este să vă trezesc. Orele noastre de rugăciune sunt despre noi. Dă-mi, fă-mi, ajută-mă, nu despre noi. Avem ore de rugăciune și rugăciune de cauze. Dom'le, fără rugăciune de cauze cade biserica. Gata, ne dezintegrăm și ne rugăm pentru fiecare junghi, fiecare păr alb, fiecare nepoțel, fiecare, nu? Os, fiecare, ne rugăm pentru noi. Și Dumnezeu din cer să întreabă, ce-i cu ăștia? Ei cântă de ploaie și furtună și au 30 și ceva de zile de soare pe an. Sunt cei mai binecuvântați din lumea asta, în opinia mea, dacă ar fi mâine să vină Tatăl Ceresc să mă întrebe, băi, unde vrei să trăiești? Să spune Phoenix, în secunda 2, cu toată căldura voastră. It's the best place on earth, trust me. În România, în octombrie, vine băia și se termină prin mai, la sfârșit. Gri, noroi, frig, umezeală și voi plângeți de furtună și de ploaie? Come on! Come on, pentru că totul e în jurul nostru. Totul se învârte în jurul nostru, a business-urilor noastre, a ceea ce avem sau nu avem, ceea ce ne dorim și nu ne-a dat Domnul, despre asta este vorba. Pe când ceea ce vrea Dumnezeu de la noi este să fim recunoscători, să fim bucuroși, să fim radioși de bucurie. Pentru că să spun ceva, Evanghelia pe care o predici tu prin cuvinte nu valorează nimic dacă fața ta este acră. Dacă inima ta este împietrită față de fratele tău, poți să vorbești ca un înger, nu te ascultă nimeni. Nu te ascultă nimeni, ce spun, nu te ascultă nimeni. Oamenii din lume pe care noi evangelizăm se uită în primul rând la noi, la statura noastră, la fața noastră, la ceea ce vorbim noi, dacă discuțiile noastre sunt numai despre politică, că e republican, că e democrat, că e ce vreți voi, oricum va arde împreună cu tot pământul ăsta. Tot va arde. V-am citit acum. Stă să se întâmple. Dacă numai despre asta povestim cu ei, cum să fie ei inspirați? Dumnezeu ne-a așezat pe pământul ăsta și ne-a dat o influență
incredibil de importantă și noi trebuie să ne uităm ce avem în mână, ce toiag ne-a dat Dumnezeu. Fiecare dintre noi are o chemare specifică, specifică. Așa cum, ce trebuie să facem? Cum să fiu influencer? Cum să influențez pe alții? Păi, în primul rând îți spun eu, ascultă-mă bine, fii tu însuți, nu încerca să copiezi pe nimeni. Dacă copiezi pe cineva, ești doar o copiuță jenantă. Dumnezeu te-a creat să fii unic, așa cum ești tu. Așa cum ești tu. Îmi place așa de mult Scriptura că este adevăr, miroase a realitate când îl prezintă pe Petru. Mamă, ce căpos! Fiul lui Zebedei, hai să chemăm foc, Doamne, pam, pam, gata, acum îi terminăm pe ăștia. Nu? David, marele împărat și cu toate slăbiciunile, miroase a realitate, nu? Nu e așa? Și ce minune că Dumnezeu folosește oameni imperfecți. Dar oameni care și-au înțeles cu adevărat chemarea, da? Să lucrezi cu integritate, cu compasiune și cu umilință. Da, n-ai reținut. Integritate, compasiune, umilință. Asta este the tri-factor. Dacă nu le iei pe astea, oricare dintre ele, dai din gură degeaba. Ascultă-mă ce spun. Deci îți spun lucrurile astea dure, fără să strig, nu mi-ai văzut încă venele la gât. Pentru că mă bazez pe argument. Argumentul strigă cel mai tare. Și spun asta pentru că te iubesc. Dacă lucrezi având acest trei factori, Dumnezeu te va folosi cu putere să fii așa de luminos încât cei 10.000 de oameni să prindă culoarea ta. Asta a făcut Hristos 3 ani și jumătate. Nu l-a interesat politica sau veștile mondene. Vezi că a căzut turnul Siloamului. Auziți, dacă nu vă pocăiți, iar a adus-o la pocăință. Vedeți, el n-avea timp să piardă vremea. A spus adevărul întotdeauna pentru că îi iubea. Oamenii, cei 10.000 care vin în influența ta, trebuie să fie atinși de dragostea ta, de înțelegerea ta, de compasiunea ta. Cum putem să ajungem unde nu au ajuns alții? Pentru că asta este întrebarea, oameni buni. Dacă vrem să se întâmple ceva major în comunitățile noastre, trebuie să ne punem întrebarea următoare. Suntem gata să facem ceea ce ne-au făcut alții? Asta e inconfortabil, corect. Că dacă încercăm să copiem ce au făcut alții, suntem niște copiuțe faine, da? Destul de ridicole. Nu? Suntem gata să facem ceea ce ne-au făcut alții? Suntem gata să ajungem la oamenii pe care nu-i vrea nimeni? Când plantez o biserică, acum majoritatea știți lucrul ăsta, la tine nu vin cei mai buni oameni. Cei mai buni oameni stau în comunitățile lor, că sunt cei mai buni oameni. La tine vin ca la David în armată, ăia cu datorii, ăia care fug de pe parte și pe cealaltă, care nu prea sunt primiți în comunitățile lor. Nu prea vin oamenii cei mai... Și vin, na, ca în pilda nunții. N-au venit la nuntă, ce face? Păi ieșiți acolo, în intersecții și luat toți chiopii, toți ciungii. La vreo 2-3 ani, 4 de rem, m-am întrebat cu nevastă, bă, dar la noi numai ciungi și numai șchiopi sunt, băi, frate. Unde sunt, băi, dezvoltatorii aia care vin și... În Iași nu-s cu bătrânii, cu dezvoltatorii, cu building-urile, știți voi. Și când vorbeam, noi ne-am dat seama că, auzi... Treaba noastră nu este să atragem pe oamenii care nouă ni se pare că sunt importanți, că ăia îți dau dureri de cap de nu ți le mai dezleagă nimeni. Treaba noastră este să ieșim în intersecții și să strigăm că cine vine, aia aparține de Dumnezeu. Am învățat lecția asta, vă spun. Am învățat. La noi sunt o mulțime de șchiopi, ciungi, orbi, care au fost restaurați de Iisus. Și să-i vedeți cum lucrează acum. Să-i vedeți ce plin de râvnă sunt, pentru că ăștia apreciază mult mai mult că au fost într-o groapă și Dumnezeu i-a scos de acolo. E așa de important să înțelegi influența pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Și am făcut, pentru a intra în societate mai mult și pentru a fi mai pregnanți în ceea ce facem, am creat niște carduri ale bunătății. Okay? Aici se cheamă Pay It Forward.
Dar acolo n-am zis numai să plătești ceva, nu? Să mergi să tai iarba unui vecin, să mergi să ajuți o văduvă, să mergi să faci ceva bun în comunitatea ta. Pentru că, să vă spun ceva, și zilele astea vă voi spune mult lucrul ăsta, ca să ne intre bine în cap. Nu ai dreptul să influențezi pe cineva dacă n-adaugi valoare vieții lui. Nu ai niciun drept. Pe ce drept ai tu să-i spui unuia că nu trăiește în rânduială sau că nu? Ce drept ai tu? Cine îți dă ție dreptul ăsta? Ți-a dă ție Dumnezeu dreptul ăsta? Mă îndoiesc. Dar dacă tu adaugi valoare celui de lângă tine, îl ajuți să crească ca persoană, atunci începi să-ți câștigi dreptul și să spun ceva. Urechea lui se deschide, inima lui este gata să primească adevărul. Și de asta am creat în comunitatea noastră acest awareness. Trebuie să înțeleg că dacă Dumnezeu m-a așezat acolo ca să influențez, eu trebuie să adaug valoare. Eu trebuie să-i ajut pe cei de lângă mine. Și am creat niște carduri care spune: astăzi, prin gestul acesta, vreau să spun că Dumnezeu te iubește. Și pe spate sunt informațiile cum poți să intri în contact cu biserica ca să duci această relație mai departe. Sunt, de fapt, acts of kindness. Mi-aduc aminte, înainte de a face lucrul ăsta, eram cu mezina mea, Sofia, are 12 ani, eram acolo și comandam ceva mâncare la un KFC acolo în Iași, la o mașină de asta, și era coadă, mă împingeau mult și la un moment dat vine unul de asta așa mai negruț așa la față, că vrea și el ceva. Și eu, pentru că eram foarte ocupat acolo, spun: pleacă, lasă-mă în pace. Și a plecat. Când am intrat în mașină, Sofia îmi spune: tata, ce-i dragă? Și da, așa se poartă, adică dacă avea nevoie, tu zice: mamă, când am văzut ce mi-a făcut copilul, nu știam pe unde să intru, unde să mă ascund. I-a zic: dragă, dar știi că ăsta cere, dar mă rog, da, am greșit, i-am spus, da, am greșit, data viitoare o să fiu mai atent. Dar am încercat să-i spun că am fost ocupat, eram nervos, eram obosit. Ce credeți că se întâmplă? După vreo 2-3 săptămâni sunt cu fetele amândouă, și cu Sofia și cu Naomi, tot așa, comandam mâncare la un tonomat de la, și apare unul, tot un pici de ăsta, negruț. Nu spăra, vă rog, dați-mi și mie ceva de mâncare. Eu zic: gata, acum am învățat lecția. Gata, acum îi zic, acum spune ce vrei. Ba, nu-ți dau. Dar mâncare, uite aici, îți comand și nicio problemă. Zice: da, vreau și eu ăla. Și ales ce mi-era mai scump în meniu. Zic: bă, dacă am spus, de acum ce să fac? Băutură mare, cea mai mare? Zic: acum dacă am spus... Zice: da, spune, da, hai. Și când să plătesc, zice: da, mai am și frate-mi cu mine. Frate-s era după colț. Ăștia erau profesioniști, ăștia i-am văzut după aia. Aia fac ei. Dar eu, ca să demonstrez la fetelor mele că sunt ceea ce trebuie... Da, da, ok. Deci nu este vorba ca să fim niște naivi. Nu despre asta este vorba, să plătim tuturor orice ca să arătăm noi cine. Nu este vorba despre asta. Este vorba despre pregătirea constantă a noastră, permanentă, ca să fim atenți la lucrarea Duhului Sfânt. Lucrarea Duhului Sfânt nu este neapărat așa vorbește Domnul poporului, noi asta credem. Nu, lucrarea Duhului Sfânt este mai mult decât atât, este la nivelul inimii. Dacă umbli cu Dumnezeu, Duhul Sfânt îți va spune: trebuie să plătești rezervorul de benzină a ăstuia care e aici, care îl vezi că are $5 și a pus $5 în rezervor. Și tu, dacă îi spui: eu îți fac azi plinul. De ce? Pentru că Iisus te iubește. Afirmația aia poate să transforme viața unui om. Dar nu oricărui, că dacă mergem, benzinările sunt pline de ăștia. Știți foarte bine care nu le place munca și stau pe welfare. Nu vorbim despre ăștia. Vorbesc despre lumina pe care o primim din partea lui Dumnezeu. Asta înseamnă să umbli cu Dumnezeu, omule. Să fii constant tot timpul ca un soldat gata de luptă, dar nu luptă cu frații. Cu cei care te vorbesc de rău, pe aia trebuie să-i iubești, no matter what, nici nu trebuie să te lupți. Da? Trebuie să lași pe Dumnezeu să-ți facă dreptate. Luptă cu a fi întotdeauna treaz, să asculți ce spune Dumnezeu. Aia face diferența extraordinară, oameni buni. Câțiva ani în urmă eram în față la un Carrefour, de ăsta e un fel de Walmart. Și am văzut o femeie foarte slăbuță așa, care vindea ziare în parcare.
Și așa am fost, m-am uitat la ea mai lung, așa mi-am dat seama, am zis, măi, uite că nu fură, nu face alte prostii, stă și vinde ziare aici, îmi pare, era un frig. Și cumva a rămas așa în inima mea, dar n-am făcut absolut nimic. Peste vreo lună, două, citesc presa din Iași și pe prima pagină scria, o femeie a găsit un portofel cu 14.000 de euro în parcare la magazinul Carrefour și l-a dus la poliție. Și am zis, extraordinar. Ei, eu nu cunosc mulți pocăiți care fac asta. Excuse me. Dar ceea ce m-a atras atenția era poza femeiei astea. Am zis, extraordinar. O femeie care nu era creștină, se vedea că nu era de-a noastră, să facă lucrul ăsta pentru mine a fost ceva extraordinar. Și s-a nimerit de 8 martie să mă duc acolo unde făceam cumpărăturile, să iau ceva pentru soție. Și când am văzut-o pe ea în parcare de 8 martie, vindea ziare. 8 martie în România e frig, oameni buni, și umiditate groaznică. Și așa am fost cercetat de Duhul lui Dumnezeu, m-am dus și i-am spus, nu te supăra, câte ziare ai? Și ea zice, dar ce vă interesează? Zic, mă interesează câte ziare ai, zic, vreo 30, să le cumpăr eu pe toate. Ea am cumpărat toate ziarele. Și am spus, vreau să te invit mâine la biserică, era sâmbătă, 8 martie, mâine sărbătorim la noi la biserică, ne întâlnim la teatru, pe vremea ne întâlnim la teatru, vreau să te invit pentru că vreau să prezint bisericii o femeie care iubește pe Dumnezeu. Și a zis, dar de unde știți că iubesc pe Dumnezeu? Eu zic, cineva care duce 14.000 de euro la poliție iubește pe Dumnezeu și are frică de el. Și am chemat-o, a venit la biserică. Am prezentat-o comunității. I-am dat un buchet de flori. I-am dat niște bani să ia mâncare la copii. Și după 6 luni s-a botezat și este membru al noi acum. Tot ce am făcut, listen to me, nu-i nicio filozofie. Am fost atent la ceea ce mi-a spus Duhul Sfânt. Puteam să mă duc. Puteam să mă duc. Și eram mântuit și fără chestia asta. Dar totuși mă întâlneam cu chestia asta în cer. Și acum că nu o să mă duc acolo, dintre aia 10.000, 20, cât o fi? Un pic din culoarea mea va avea și ea. Pentru că eu am din culoarea lui Hristos. Asta trebuie să înțelegem astăzi. Influența pe care o avem nu trebuie luată ca pe ceva ieftin, ceva, nu, este prețios, este important. Ceea ce ne spune nouă Dumnezeu astăzi este să fii pregătit, atent și gata să asculți. Asta face un ostaș, da? Poți să duci unui vecin o tavă cu prăjituri. Poți să îi dai, aici voi n-aveți probleme, dar noi în Iași avem, să dai locul tău de parcare cuiva, îți spun, omul ăla să pocăiește, să botează, cred că dacă îi faci chestia asta. Acolo să bat pentru parcări, să iau la bătaie pentru parcări, aici la voi slăvit să fie Domnul, aveți, dar înțelegi ce vreau să spun. Plătește comanda cuiva din spatele tău, scrie cuiva o notă de încurajare. Nu mai trimite mesaje de alea forward de 1000 de ori, că alea mai multă le enervează pe la care îl primește. Cu floricele și cu de-aia nu face nimic. Alea-i spam. Dar scrie unei surori care știi că are probleme cu ceva copii. Într-o dimineață, după ce te rogi, citești Biblia, scrie un mesaj în care să-i spui, draga mea, mă rog pentru tine și pentru Ionel și Georgel, specifică cu numele. Ai încredere în Dumnezeu. Dumnezeu numără orice lacrimă și va aduce o zi cu soare în viața ta, apropo de soare. Asta face mai mult decât orice. Asta înseamnă că ești gata ca influența ta să ajungă la cei de lângă tine. Câteodată poate ieși la un restaurant și trebuie să dai un bacșiș mai mare. Tip. Pentru că Dumnezeu spune, chelnerița aia e single mom. Cu un salar duce cine știe câți copii. Și chiar dacă tu nu știi asta, Dumnezeu știe din cer. Și Duhul Sfânt, despre care spunem că este suveran, îți va spune lucrul ăsta, tu trebuie să fii gata. Dă cuiva din biserică o magnotă de 100 de dolari, care știi că are probleme cu finanțele. Da, nu e suficient numai să-l bați pe spate. Fă ceva pentru fratele de lângă tine.
Da? Găsește un subiect de discuție cu vecinul tău care nu cunoaște pe Domnul. Ascultă ce are de spus. Roagă-te Domnului ca Dumnezeu să-ți lumineze mintea, să poți să intri în sufletul lui, să-l asculți, să-i adaugi valoare și apoi va fi sensibil la mesajul lui Dumnezeu. Fii atent, fii atent, fii influent și atenție mare, nu te grăbi. Știți ce am învățat? Graba este dușmanul dragostei. Graba este dușmanul dragostei. How are you? Good. Pșt, am plecat, sunt grăbit, am treabă. Graba este dușmanul dragostei. Părintele care nu și-a luat din timp să stea lângă copil, s-a grăbit să câștige, să meargă, să slujească, nu? Părintele ăla, da? S-a grăbit și în loc să-l iubească pe copil, l-a urât fără să-și dea seama. Graba este dușmanul dragostei. Trăim în epoca grabei. Fast food, fast internet, totul trebuie să fie fast. Dacă în fast lane, dacă nu totul e fast, e o problemă. Pe când Dumnezeu spune, opriți-vă. Opriți-vă. Nu vă grăbiți. Nu vă grăbiți. Stai lângă vecinul tău și ascultă ce vrea să spună. Poate Dumnezeu va folosi ceva din conversația cu el. Dacă nu-ți faci carduri de alea, măcar fă-ți un obicei ca întotdeauna să fii pregătit să arăți pe Hristos celorlalți. Prin felul cum tu te comporți, nu-i așa? Suntem așezați, cum spuneam, într-un loc precis cu un scop precis. Fiecare dintre noi este într-un punct în care nu poate să fie celălalt. Pentru că fiecare dintre noi avem experiențe particulare, suntem ființe create incredibil de Dumnezeu, cum spunea David misterios, fiecare are ceva, particularități extraordinare. Și nu suntem aleși de Dumnezeu la voia întâmplării numai ca să fim mântuiți, nu. Suntem așezați de Dumnezeu pentru a influența pe ceilalți și pentru mărirea împărăției. E așa de important să înțelegem ce nevoie este în lumea noastră de oameni care și-au înțeles scopul și rolul. Sfera mea de influență. Sunt toți cei din jurul meu care au nevoie de Hristos și care nu pot să ajungă la Hristos decât prin mine. Eu sunt așezat specific acolo de Dumnezeu ca să influențez pe ceilalți. Nu sunt la voia întâmplării, nu sunt un critic care arăt cu degetul, ci sunt cel care, în primul rând, iubesc, ajut, sunt atent, nu mă grăbesc. Iubesc pe ceilalți pentru că eu am fost iubit mai întâi. Unul din versetele mele favorite este dragostea lui Dumnezeu. S-a arătat față de noi prin faptul că pe când noi eram păcătoși. E umilitor versul ăsta și trebuie să fie. Pe când noi eram păcătoși, Hristos a venit și a murit pentru noi. Binecuvântat să fie Domnul. Întotdeauna când stai lângă un păcătos care poate miroase, care poate arată cum nu ar trebui. Gândește-te la versetul ăsta. Hristos a murit pentru fiecare dintre noi pe când noi eram ca ăla. Pe când noi eram păcătoși. Și dacă astăzi suntem unde suntem, nu suntem că noi am reușit ceva, noi suntem nu știu ce, ci faptul că odată Hristos s-a îndurat de noi. Binecuvântat să fie numele Său. Așa că astăzi vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului și să facem o rugăciune pentru viața noastră. Indienii, pieile roșii aici în America, aveau un obicei, aveau niște strigăte de război și erau niște vibrații ale corzilor vocale, da? Care creau panică în rândul inamicilor și curaj în rândul celor care știau strigătele acestea. Apa când se tulbura, se vindeca bolnavul. Știți foarte bine în Noul Testament. Ceea ce trebuie să facă biserica contemporană, ascultați-mă bine, este să raise vibration. Să începem să creăm vibrația asta.
că apa stătută omoară tot ce e în ea. Dar trebuie în mod constant un flow, trebuie în mod constant apă proaspătă, în mod constant trebuie să ne punem niște întrebări inconfortabile și să rostim niște adevăruri care dor. Pentru că asta știți ce faci? Se creează vibrația aceea care aduce vindecarea, mântuirea, luminarea și eficiența noastră în a influența pe ceilalți. Așa că în rugăciunea aceasta vă rog, veniți înaintea lui Dumnezeu cu viața voastră, cu sfera voastră a fiecăruia de influență și cereți iertare pentru cel care trebuia să-i cumperi toate ziarele. Trebuia să-i dai cât nu te-ai înțeles să-i dai, dar dacă el a crezut că așa trebuia să-i dai banii aia. Trebuia să-i dai banii aia. Lasă-l în pace. Și astăzi trebuie să spui, Doamne, aici I messed up, I'm sorry, vreau să mă pocăiesc, vreau să mă trezesc, vreau să fiu cu adevărat un influencer pentru tine, să influențez pe ceilalți. Fiecare le avem pe ale noastre, frunte cu mine, și eu am pierdut o grămadă de ocazii, dar slavă Domnului că în fiecare dimineață binecuvântările Lui se înnoiesc și nu suntem aici în biserică să ne condamnăm unii pe alții, ci să ne iubim, să ne încurajăm și să spunem atâta timp cât se spune azi, mai este o șansă. Să ne rugăm lui Dumnezeu și să-i spunem, Doamne, fă-ne cu adevărat influenceri în societate, în casele noastre, în vecinătățile noastre, că vrem ca numele Tău să strălucească. Să ne rugăm cu toții.